viața noastră nu există decât o singură scăpare. Să ne întoarcem la Dumnezeu. Singura scăpare la singur Dumnezeu. Și o privire onestă asupra lumii, asupra popoarelor, arată acest mare adevăr, că singura izbovire a lumii a fost întoarcerea la Dumnezeu. Noi, de obicei, alegem unelte omenești pentru a ne rezolva problemele și ne dăm seama în cele din urmă că toată strădania noastră este în deșert. Întoarcerea acasă înseamnă voința de a lepăda voia proprie și a urma voii lui Dumnezeu. A urma voii lui Dumnezeu înseamnă a ne lăsa bătuți în voia noastră, a renunța la ea și a ne lăsa apoi moale în brațele lui Dumnezeu, într-o dulce și sfântă îmbrățișare. Noi, de obicei, știți foarte bine, urmăm voia noastră. Fie vorba de o mâncare pe care n-ar trebui să o mâncăm, de un film pe care nu ar trebui să-l vedem, de o frumusețe străină care nu ar trebui să ne fure inima. Și de multe ori cedăm acestor ispite, adică facem voia noastră. A ne lupta pentru a rezista în fața acestor ispitiri înseamnă a face voia Domnului și a ne întoarce acasă.